rugăciunea adâncă vine treptat. Trupul și sufletul îi se adaptează încetul cu încetul. E deosebit de important pentru preotul ce săvârșește dumnezeiasca liturghie să-și prefacă întreaga sa viață în rugăciune dacă vrea să trăiască pe deplin această mare taină. Pregătindu-se cu frică și apropiindu-se cu evlavie prin însuși conținutul slujirii sale, Preotul este atras pe tărâmul dumnezeiescului. El începe liturgia invocând înfricoșătorul nume al Sfintei Trăimii și continuă să fie suspendat în Duhul între Creator și întreaga existență creată. Pomenește cina cea de taină, rugăciunea lui Hristos în grădina Ghețimanii, pe Hristos învinuit înaintea lui Pilat, crucea și îngroparea, cele trei zile petrecute de Iisus în mormânt, învierea și înălțarea, șederea de-a dreapta Tatălui, acum și ca fiu al omului, și în cele din urmă, slăvita a doua venire. Preotul schițează potrivă creația omului, căderea sa cu tragicele ei consecințe și întruparea lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Puternice valuri ale vieții lumii trec prin el, el va pomeni nevoile și suferința întregii umanități. Oferind această sfântă jertfă a iubirii care cere o totală predare de sine, preotul își deschide larg inima spre a îmbrățișa o mulțime de vieți și toate veacurile. Astfel, el ia parte la jertfa mântuitoare a lui Hristos însuși, iar în actul împărtășirii se silește nu doar să primească trupul și sângele lui Hristos ci să cuprindă viața sa dumnezeiască așa cum îi este ea dăruită de către Duhul Sfânt. Analiza intelectuală a semnificației și importanței acestei sfinte taine nu este de ajuns. Întreaga ființa preotului, inima, mintea, trupul, trebuie să se unească într-o rugăciune plină de întristare pentru lume și cu cât mai mult se întristează, cu atât mai puternică e puterea tămăduitoare trimisă lumii prin rugăciunea sa. În esență, nu există altă euharistie decât cea pe care a săvârșit-o Domnul însuși. Prin bunăvoința sa însă, această unică euharistie e pururea repetată. Indivizibilă în ea însăși, ea este în permanență divizată și împărtășită, întinzându-se în timp până în cele mai îndepărtate colțuri ale pământului. Foișorul cel de sus al cinei celei de taină crește pentru a cuprinde curgerea neîncetată, pentru a-i aduna la oaltă pe toți oamenii prin sfânta taină a împărtășirii, într-o unitate după asemănarea Sfintei Trăimii. Părinte Sfinte, s-a rugat Domnul, într un numele Tău păzește-i pe cei pe care mi-ai dat, ca ei să fie una așa cum suntem noi, nu numai pentru ei mă rog, pentru ucenici, ci și pentru cei ce prin cuvântul lor vor crede în mine, pentru ca tot să fie una, așa cum tu părinte ești într mine și eu într-o tine, tot astfel și ei să fie una într noi, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Și slava pe care tu mi-ai dat-o, eu le-am dat o lor, pentru ca ei să fie una, așa cum noi una suntem. Eu într ei și tu într mine, pentru ca ei să fie desăvârșiți într una și să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit pe ei așa cum m-ai iubit pe mine. Potrivit vechii tradiții teologice a Bisericii Ortodoxe Răsăretene, omenirea este o singură ființă în multe ipostasuri, așa cum Dumnezeu este o singură ființă în trei persoane. În realitatea ei veșnică, Liturgia este Paștele Domnului prezent în permanență, împreună cu noi. Înainte de venirea lui Hristos, Paștele evreiesc comemora evenimentul istoric al trecerii prin Marea Roșie, momentul în care fiii lui Israel au fost izbăviți de oștirea egipteană. Dar Paștele nostru este Hristos și El ne-a lăsat cu legământ să facem pomenire într-un numele Său. Aceasta să faceți într-o pomenirea mea, a zis el. Astfel el, adevăratul centru al Universului, nu un anumit eveniment istoric, el este inima atenției noastre. Acest fapt transformă radical caracterul sărbătorii Paștelui. Întreaga Euharistie constă într-o pomenire, înțeleasă nu în sensul obișnuit ca o reamintire doar, ci ca o intrare existențială în lumea lui Hristos, în dimensiunile sale divine și umane. Paștile noastre și, prin urmare, și Euharistia noastră sunt o trecere de pe pământ la cer, de la moartea în păcat spre veșnicia sfântă a Tatălui. Participarea cât mai de plină la actul liturgic îi învață pe credincioși rugăciunea lui Hristos din Ghețimanim. Acesta este modelul. Când suntem străpunși de întristare, durere și chinuri, ne transpunem rana noastră în planul universal și suferim nu numai pentru noi înșine, ci pentru întreaga umanitate. Pe măsura experienței noastre personale, putem trăi soarta tragică a fiecăruia, spaima și deznădejdea sa. Pomenim mulțimea celor morți și a muribunzilor. Se poate ca suferința să depășească puterile îndurării noastre. Atunci când mintea și trupul nu mai pot ține pasul cu Duhul, acesta continuă să urmeze lui Hristos până la răstignire, până la mormânt, până în iadul iubirii sale pentru umanitate. Această nobilă știință a Duhului nu se dobândește în câțiva ani de studii academice. Ea cere întreaga noastră ființă, și nu există sfârșit al acestei învățături întrucât niciodată nu atingem plinătatea iubirii lui Hristos. Printr-o îndelungată luptă ascetică, sesizăm treptat sensul veșnic și caracterul special al suferințelor sale. Ne dăm seama că ele au depășit de departe nu numai în calitate, dar și în intensitate spirituală tot ceea ce cunoaște lumea. Nu ne măsurăm cu Hristos, dar toți creștinii trebuie să aspire la plinătatea cunoașterii lui. În măsura simțirii de către noi a suferințelor sale mântuitoare, slava sa veșnică va odihni peste noi. Prin el ne facem fi ai tatălui. Știm acum că nimeni nu vine la tatăl decât numai prin el. O astfel de slavă nu ni se va da în mod automat, în virtutea vreunui merit al lui Hristos, așa cum cred mulți. Deși toate eforturile noastre nu sunt nimic în comparație cu acest dar venit de sus și care este întotdeauna numai și numai dar, trebuie să ne ostenim pentru a-l primi și a-l aprecia după vrednicie. Cunoașterea lui Hristos și a universalității sale divine și umane e un mărgăritar de mare preț. Iar viața veșnică aceasta este, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos. Este partea cea bună care nu se va lua de la noi prin moartea trupului. Preocupat ca toți credincioșii să fie înrădăcinați și întemeiați în adevărata cunoaștere a lucrurilor descoperite de Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel, într-o rugăciune fierbinte, își pleca genunchii săi tatălui, ca el să le dea după bogățiile slabei sale, să înțeleagă împreună cu toți sfinții ce este lărgimea și lungimea și adâncimea și înălțimea Dumnezești providențe pentru noi, pe care, mai înainte de întemeierea lumii, ne-a prehotărât spre înfierea în Iisus Hristos. Același Duh care i-a inspirat Apostolului Pavel o astfel de rugăciune, mișcă până în zilele noastre inimile preoților și oamenilor, pentru a se ruga ca fie ce om să cunoască din toată inima că Dumnezeu este Tatăl nostru. Ca fiecare suflet să poată vedea lumina ființei dumnezeiești arătate în lume. Plinătatea cunoștinței Dumnezeului celui prea înalt n-a dispărut de pe fața pământului. Biserica a păstrat și transmite din generație în generație această cunoaștere și acest duh, care sunt chintesența Sfintei Tradiții. Aceeași cină a Domnului este săvârșită zi de zi. Aceeași rugăciune e oferită lui Dumnezeu de preoții săi. În biserica răsăritiană, înainte de primirea tainelor trupului și sângelui lui Hristos, credinciosul se roagă, Cinei tale celei de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește. Astăzi, acum, înseamnă veșnicia dumnezeiască, în care nu există trecut nici viitor, ci numai un acum. E o rugăciune de a fi primiți în planul divin al existenței. Doamne, Iisuse Hristoase, Veșnicul Împărat, singurul Arhireu adevărat, care pe cruce te-a adus pe tine însuți lui Dumnezeu Tatăl spre ispășire pentru păcatele lumii, și în această slujire jertfelnică ne-ai dat ca sfântă hrană trupul tău cel nestricăcios și prea tău sânge ca băutură de viață dătătoare, fă nevrednici de aceste negrăite taine, ca să ne facem părtași ai firii dumnezeiești, scăpând de stricăciunea ce domnește în lume prin plăcerem. Rugăm uneție, Doamne, auzine și ne miluiește.